că de mult și de mult, și tot felul de ipostate, de mă rămâne în minte un an, să tot fie 5 ani, când am predicat în Bruxelles odată și a venit din Paris. A venit la punctul tău. Și o întâlnă dată când am văzut că ți-au fost cu pe zic ochii 45 de minute am predicat. Și mi-a zis atunci, părinte, eu mă duc pe el. Mă, să știi că te-a văzut. Apoi te-am gândit să-l treabă cu Dima Botezul Lumii, în Olanda, când am stat și la masă, și atunci aia a zis, băi, părinte, trebuie și eu să mă pocăiesc. Și uite, astea, Dumnezeu aduce vremuri și ceea ce spun oamenii zic, de stare pe bolos astăzi, în momentul acesta, și dau slavă lor. Frate, de mult, vin aici. Cred că puteți să ocupați, să stați așa, că vedeți cel mai bine. Nu știu cât e omul, dar pe care o să pășești omul. Eu am venit la față pentru tine, în regulă. Ceea ce urmează aici este că eu îl întreb una, două, trei întrebări pe omul ăsta. El răspunde ceea ce el spune astăzi, spune înaintea cerului și înaintea tuturor oamenilor. Și apoi eu voi face ceea ce zice Sfânta Scriptură. Să-mi boteze numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. După momentul acesta, când ieși afară din apă, hai să folosiți un tac, mai ieși un om nou. Domnul să-mi binecuvânteze. Frate de mulți, te întreb și te mărturisesc în fața tuturor martorilor prezenți și văzuți aici, a tuturor martorilor nevăzuți, care privesc spre momentul acesta. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, care a purtat păcatele întregii lumii, în Golgota și păcatele tale. Cu toată inima mea, cu tot sufletul meu și cu tot cugetul meu, mărire de Aleluia! Domnul să te binecuvinteze! Vreau să te întreb dacă legământul de slujirea Domnului, de credincioșie, de pocăință pe care îl faci astăzi, ești hotărât să-l păstrezi cu cinste de tot viața. Până la moarte. Să te ajute bunul Dumnezeu! Omul acesta a avut ceea ce scrie în Scriptură. El a răspuns bine și noi nu mai avem altceva de făcut decât să trecem la momentul propriu zis. Haideți să stăm meditați pe momentul acesta, ca să vedem, eu știu ce este cuvenit acest. Frate de rog, te rog să te așezi pe șezut. Invers, pe șezut. De eu nu mă temut pe spate, bine? Ca să fii botezat tot. Pe baza mărturisirii făcute cu gura, te botez de numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cineva ajută să meargă jos să se schimbe? Cine?